Salut! Acesta este episodul cu numărul 25. Este duminică, mâine este școala. Mă rog. Ne vom ocupa de fermă, că nu-mi place cum e, vreau să o mărim. Așa. Aveam primul nevoie de lopeți, n-avem lopeți. Hai să luăm, să facem. Și totuși le fac din piatră, că aș avea nevoie de aia. Ok, și... cât am pus. Ok. Tot ajungem. Facem 16 lopeți. Nu, 8, pardon. Ce că 16. Ok, și... cam și un topor pentru pumpkin să-i scoatem. Ok. Să ne ocupăm să mărim asta și nu trebuie să mai fie acoperit. Ah, bă, da! Numai că... nu mai există chestii... Există, doam, ce vocabular am. Așa... să fie tot așa. Și... aici nu vor mai fi pumpkin. De asta-i tem. Și o să-i dezplantăm, cum să zice. Uite așa. Bam. Nu ne vom mai ocupa de pumpkin, doar de astea. Că sunt foarte bune pentru cealaltă fermă, știți. Ok. Și vom crește doar cum vor crește toți. Ok. Așa a crescut tot? Nu chiar tot. Sper că s-a salvat. Încă a dat atâta. O să punem asta locul. O, s-a putut deodată. Ok, și... ce are, mă? Așa. Și să mărim acum, să punem așa, ca să fie mult mai mult și să avem câștig mult mai mare. Cum să ajung ziua de azi, cei care se ocupă cu fermele, am câștig foarte mare, nu mai pentru ei. Dacă export, dacă spune ceva la export, de exemplu, are un 3 mai bun și noi trebuie să avem un 3 bun, nu mai clar. Dar bun de ferme, avem o casă. Avem niște animale. Hai. Nu-mi place cum arată. Ok. Doar să-i arată când dacă nu se numește episodul. Lol. Nu, nu-i gata. Nu știu ce să facem. Hai să mai continuăm cu gardul. Ce lăguit e. Să mai facem niște garduri. La fix. Fix la fix. Ok, 51 de garduri. O să le facem încă un etaj, un nivel astea. Au crescut copacii. Mamă, dar copacul.
făcut acum pace mai degrabă. Dacă era și în baimul ăla frumos, verde. Lol. Așa și nu știu, să facem și încă un nivel astea. Hai să facem, să fie mai frumos. Și după aia facem acolo. Am zis să fac acest video pentru că o să-l pun la render în timp ce învăț și zic să mai fac pe ceva. Să se mai uite și la ceva fanii mei pe care nu i-am. Fanii în sensul cei vreo 10 persoane, cele maxim 10 persoane care sunt la mine. Așa urmează să pun gard. Sau, bă, da, merge. Dar nu pot să trec de el. Decât, da, nu pot să trec. Asta e bine și așa. Da, mai aveam toporul. Deci îmi le spăteam cu toporul. Așa. După mine e un pic mai bine. Aș putea să-l pun și așa, dar cum mai trec? Oh. Ok. Să avem și un gard, totuși. Dacă avem atâta lemn, să avem și un gard din lemn. Știu că ar trebui să folosești cobblestone, da? Am fost dus de val cu lemnul. Și grădina va mai fi un pic lățită. Asta voi tăia. Și vom începe cu niște garduri de aici. Vom lăți care vom începe în episodul ăsta să o lățim și vom termina în episodul următor. Cam până aici s-a terminat casa. Ok. Hai să spargem zidul. Grădina începe aici, nu? Da. Ok. Grădină. Fermă, na, nu știu cum să-i zic. Trebuie să aibă lumină. Așa. Știu că trebuie să scot semințele astea să le pun mai încolo, da. Na. Nu prea m-am gândit. Nu prea am cum. Parcă mai aveam panouri de sticlă, nu? Ce mai rost după alea se de rând, că se consumă mai mare decât se consumă, de exemplu, pe 1.8. Nu mi se pare, e un pic ca se consumă un pic mai repede. Nu m-am pregătit cu lemn, da. Hai să folosim pe ăsta. Ăsta că n-avem nevoie, avem nevoie de dirt. Să vedem cum spune. M-am pregătit cu lopeza cu trebuie și un pickaxe. Aici asta e pe dus. E dus. Să mai facem un... Curând va trebui să merg la minat. Mai am două vete? Nu mai am.
Așa, ne-am pus în copul de fier. Iron, cum zic eu mai ușor. Da, hai să începem de aici, că e mai îngustă și un cânem cadrou. De aici vine. Și va trebui să facem un enchant pe acel pickex. Numai că va fi o singură problemă. Trebuie să facem level mare și nu are să fie ceva gen, neapărat fortune silk touch. Ar fi bun și un unbreaking, chestia astea, zic că avem nevoie de resistență, trebuie să ne țină, na. Bine, și de forță n-am nevoie, da, dacă găsesc un diamant, îmi dă două, poate. Poate să-mi dea două. E bine și așa, nu zic că nu-i bine, dar... Îndăbărat, n-am nevoie de forță, sau sictat, sau astea. Un breaking ar fi foarte bun. Mai trebuie să dăm alea cu un râs mai încolo. Să le lipim de munte. Forma va fi gigantică. Să vă scoatem ceva din ea, nu totuși. Nu, dar să trebuie să las acolo. Scuzați câine dacă se aude. Sau nu las, că e bine așa cum e. Spargem aici pentru asta. Să vedem cu turn în copul. Mă rog, când mă refran că să merg la ăsta, la minat, o să merg singur pe era, zic. Off camera. Așa. Ok, era mama. Ok, e bine așa. Ok. Păi, dar mă gândesc cum fac aici. Să scot asta. Casca mi s-a dus. Aba nu. Păi, mă mai revin aproape prin și acolo aveam casca de tot, la roșu, de tot. Nici roșu nu mai apărea. Să mă criticați că mă joc pe mapa lui Pink. E o țară liberă. Trebuie să luăm niște dumplings. Oricum, off-camera ăsta și copaci ăia mă plantez alții deasupra. Însă, mai aveam acolo, da, în jur de 200 sau și ceva, 300 sau și ceva. Lol, face fițe, nu știu de ce. Nu până aici.
Și aici nu ai vrut să fie atât de pătrățos, zic eu. Da, n-am pe ce să mă... Ok, să facem așa. Cât de cât. Acum acoperișul. Ah. Și mai trebuie să obținem dumplings. Și mă destac, e zica ajunge. Că nu e mult de pus. Ok, acesta a fost episodul de azi. De asemenea, dacă v-a plăcut, dați... Fuck. Trebuie să sparg eu torta asta. Măcar iau seed-urile. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, comment sau share. Ne vedem în episodul următor. Așa, bye bye.